Limba, română. Hello everybody, we're going to start our 31st class in learning Romanian. And in this lesson we're going to talk about hobbies and household chores. Hobby-uri. Sporturi de iarnă și de vară. Mie îmi place tenisul. Joc de la 8 ani. Mama venea cu mine de două ori pe săptămână la antrenament. Uneori era foarte obositor să merg la școală, să-mi fac temele și să mai fac și sport, dar cred că a meritat. Acum sunt studentă la Facultatea de Sport din Iași, iar în timpul liber mai câștig ceva bani ca antrenoare de tenis. Lucrez cu cei mici, dar și cu adulți. Îmi face plăcere să văd cum alții învață de la mine. Mie îmi place tenisul. Joc de la 8 ani. Mama venea cu mine de două ori pe săptămână la antrenament. Uneori era foarte obositor să merg la școală, să-mi fac temele și să mai fac și sport. Dar cred că a meritat. Acum sunt studentă la Facultatea de Sport din Iași, iar în timpul liber mai câștig ceva bani ca antrenoare de tenis. Lucrez cu cei mici, dar și cu adulți. Îmi face plăcere să văd cum alții învață de la mine. Dacă ar fi după mine, a stat toată iarna pe schiuri. Îmi place foarte mult să stau afară pe munte în zăpadă. Deși pârtile din România nu sunt foarte lungi și late, pot să schiez. Este mai periculos dacă nu știi bine. În Poiana Brașov este minunat. Cabina te duce până la postăvarul, unde poți să bei un ceai fierbinte cu lămâie și să stai la soare. Când te-ai plictisit de stat, poți să cobori pe drumul roșu prin pădure. Dacă ar fi după mine, aș sta toată iarna pe schiuri. Îmi place foarte mult să stau afară, pe munte, în zăpadă. Deși pârtile din România nu sunt foarte lungi și late, poți să schiezi. Este mai periculos dacă nu știi bine. În Poiana Brașov este minunat. Cabina te duce până pe postăvarul, unde poți să bei un ceai fierbinte cu lămâie și să stai la soare. Când te-ai plictisit de stat, poți să cobori pe drumul roșu, prin pădure. Merg de 3 ori pe săptămână la sala de fitness. Atunci lucrez la aparate, dar fac și aerobic sau taibo. Îmi place să lucrez cu un antrenor care știe cât trezii și ce trebuie să fac pentru a progresa. E fain. Îmi place să trăiesc sănătos. Merg de 3 ore pe săptămână la sala de fitness. Atunci lucrez la aparate, dar fac și aerobic sau taibo. Îmi place să lucrez cu un antrenor care știe cât rezistă și ce trebuie să fac pentru a progresa. E fain. Îmi place să trăiesc sănătos. Eu prefer să stau la televizor și să mă uit la sport. De pe canapea îmi place totul. Schiul este minunat, dar și patinajul, notul, tenisul, hocheiul sau fotbalul. Vara mă uit la Formula 1 și iarna la sporturile alpine. Așa este mult mai comod. Eu prefer să stau la televizor și să mă uit la sport. De pe canapea îmi place totul. Schiul este minunat, dar și patinajul, notul, tenisul, hocheiul sau fotbalul. Vara mă uit la Formula 1 și iarna la sporturile alpine. Așa este mult mai comod. Ce mă pasionează? Îmi place să mă ocup de grădinărit. Avem o grădină mică în fața casei unde pun tot felul de flori. În fiecare anotimp înflorește câte ceva. Vara, grădina este plină de culoare și miroase amețitor. Săpatul și udatul florilor sunt o adevărată plăcere. Acum să desc petuniile. Anul acesta pun numai albe și mov. În partea cealaltă a casei sunt deja ghivece cu mușcate roșii. Îmi place să mă ocup de grădinărit. Avem o grădină mică în fața casei unde pun tot felul de flori. În fiecare anotimp înfloarește câte ceva. Vara grădină este plină de culoare și miroase amețitor.
Săpatul și udatul florilor sunt o adevărată plăcere. Acum s-a deschis petunile. Anul acesta pun mai albe și mov. În partea cealaltă a casei sunt deja ghivece cu mușcate roșii. Îmi place să merg duminica la pescuit. Ne strângem cam 3-4 persoane și plecăm la munte. Ne place să pescuim în baltă, dar și pe râu. Este foarte relaxant să stai în iarbă și să nu te gândești la nimic. După o săptămână de lucru, nimic nu poate fi mai bun. Îmi place să merg duminică la pescuit. Ne strângem că 3-4 persoane și plecăm la munte. Ne place să pescuim în baltă, dar și pe râu. Este foarte relaxant să stai în iarbă și să nu te gândești la nimic. După săptămână de lucru, nimic nu poate fi mai bun. Îmi place să călătoresc mult în țară și în străinătate. Îmi place să cunosc oamenii pe unde merg, iar pentru asta învăț limbi străine. Acum mă apuc de spaniolă. Vreau să merg peste trenul la Barcelona și vreau să știu câte ceva. E altceva când poți vorbi cu cineva în limba lui maternă. Afli mai multe despre el. Conversația mă ajută să progresez. La curs vorbim destul de mult, dar testul se dă pe stradă. Îmi place să călătoresc multe în țară și în străinătate. Îmi place să cunosc oamenii pe unde merg, iar pentru asta învăț limbi străine. Acum mă apuc de spaniolă. Vreau să merg peste 3 luni la Barcelona și vreau să știu cât ceva. E altceva când poți vorbe cu cineva în limba lui maternă. Afle mai multe despre el. Conversația mă ajută să progresez. La curs vorbim destul de mult, dar destul se dă pe stradă. Treburi gospodărești. În casă. Când vă ocupați de treburile casnice? În timpul săptămânii sau la sfârșit de săptămână? Ce faceți dumneavoastră în casă? Ce fac ceilalți? Treburi gospodărești. În casă. Când vă ocupați de treburile casnice? În timpul săptămânii sau la sfârșit de săptămână? Ce faceți dumneavoastră în casă? Ce fac ceilalți? A șterge, a aspiră, a spăla, a găt, a călcă. A șterge, a aspiră, a spălă, a găt, a călcă. Strălucitor, vă oferim un pachet complet de servicii de curățenie și menaj. Apelând la serviciile noastre, veți economisi timp, bani și vă veți păstra bună dispoziție. Vă oferim o echipă de profesioniști pregătiți pentru a vă face viața să strălucească. Strălucitor, vă oferim un pachet complet de servicii de curățenie și menaj. Apelând la serviciile noastre, veți economisi timp, bani și vă veți păstra bună dispoziție. Vă oferim o echipă de profesioniști pregătiți pentru a vă face viața să strălucească. Curățenie în locuințe și servicii de menaj. Servicii de curățenie pentru garsoniere, apartamente și vile. Curățenie de sezon. Paște, Crăciun, etc. Curățenie după petreceri. Curățare specială acolo unde există animale de casă. Calcat rufe. Curățenie în locuințe și servicii de menaj. Servicii de curățenie pentru garsoniere, apartamente și vile. Curățenie de sezon. Paște, Crăciun, etc. Curățenie după petreceri. Curățare specială acolo unde există animale de casă. Calcat rufe. Curățenie impecabilă în toată casă.
aspirate măchete și suplafețe neacoperite. Șters praful de pe mobilă cu soluții protectoare și antistatice. Curățat aparatură electronică și electrocasnică cu soluții speciale. Curățat feronerie, calorifere și corpuri de iluminat. Curățenie impecabilă în toată casă. Aspirate mochete și suplafețe neacoperite. Șters praful de pe mobilă cu soluții protectoare și antistatice. Curățat aparatură electronică și electrocasnică cu soluții speciale. Curățat feronerie, calorifere și corpuri de iluminat. Igienizare și dezinfectare grupuri sanitare. Eliminare pete și murdinărie rezistentă. Apalate geamuri. Îngrijite plante ornamentale. Igienizare și dezinfectare grupuri sanitare. Eliminare pete și murdinărie rezistentă. Apalate geamuri. Îngrijite plante ornamentale. În grădină. Atun de iarbă, mașină de tuns. A adună frunzele, greblu. A mătură, mătură, făfaș. A udă florile, furtun, stropitoare, galeată. A săpă, lopată, a șterge mobilierul de praf. Cârpa, a tăia cringile, farfecă, scară, a sădi florile, mănuș. În grădină, atun de iarbă, mașină de tuns, a adună frunzele, greblu, a mătură, mătură, făfaș, a udă florile, furtun, stropitoare, galeată, a săpă, lopată, a șterge mobilierul de praf, cârpa, a tăia cringile, farfecă, scară, a sădi florile, mănuși. Ok, thank you so much for watching this video. La revedere!